Facultatea de Drept la București. Moise Guran le-a vorbit celor câteva zeci de elevi și studenți prezenți la conferință despre importanța alegerilor corecte în viață. I-a sfătuit ca în momentul în care își aleg meseria să o facă fără a se gândi la câștigurile financiare. Orientându-vă în felul acesta și luând decizii majore în viață, așa cum ar fi decizia de a urma o facultate și nu altă facultate, aveți mari șanse ca în cel mai bun caz să ajungeți într-o meserie pe care ați învățat-o și pe care o faceți, care vă aduce bani, dar pe care o urâți. În fiecare zi să mergi și să faci un lucru care nu-ți place, asta e o chestiune care te face nefericit, pe termen scurt, mediu și lung. După câteva recomandări și sfaturi, jurnalistul a răspuns întrebărilor din sală. Ai regretat măcar o secundă faptul că ți-ai menținut moralitatea? Că ai rămas cu o coloană vertebrală? E ușor să răspund la această întrebare. Ea conține răspunsul. Și dacă ar fi așa, probabil răspunsul ar fi tot nu. Mulți dintre cei prezenți la conferință spun că întâlnirea cu Moise Guran i-a făcut să-și reconsidere alegerile pe care le-au făcut până acum. A fost foarte sincer și cel cu politicienii. Mi-a plăcut destul de mult. Să fiu obișnuită să pierd, nu tot timpul să câștig. Nu credeam să este atât de pregătit pentru eșec. Chiar nu mă așteptam la asta în meseria aceasta. Credeam că este ceva mai sigur, mai bine plătit în primul rând. Și cam atât. S-a schimbat așa un pic viziunea despre meseria asta? Da, și despre antreprenoriat. Mi-a băgat mințile în cap, să spun așa. Conferințele Bookland Evolution este un proiect sociocultural care oferă liceenilor și studenților o oportunitate de dezvoltare prin discuții libere bazate pe experiențe personale și interacțiune directă cu personalități marcante din România.